Dragii mei, aș vrea, în urma citirii acestui text, cred că fiecare ne-am imaginat momentul acela din jurul crucii. Apostolul Pavel spune în Galateni 6:14, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață aș dori să-mi intitulez, așa cum am spus, mesajul Ce înțeleg privind la cruce. În jurul crucii Domnului Iisus Hristos erau mai multe categorii de oameni. Și atunci când mi-am pregătit acest mesaj, Duhul Domnului m-a cercetat și mi-am pus întrebarea, oare eu din care categorie sunt? Și aș vrea Duhul Domnului să te cerceteze și pe tine și în această dimineață să-ți pui întrebarea, tu din care categorie faci parte? Am găsit acolo 8 categorii de oameni care erau în jurul crucii lui Iisus. În jurul crucii lui Iisus erau soldații romani, versetul 23. Ei, cei care executau crucificarea, oameni a căror simț era amorțit din pricina alcoolului pe care îl consumase și care îl foloseau ca un narcotic pentru a putea executa ordinul care l-au primit. Era o altă mulțime, mulțimea de iudei, trecători, curioși, care stăteau și care treceau pe acolo și se uitau să vadă ce se întâmplă. O altă categorie erau preoții cei mai de seamă, versetul 21, care de atâta vreme așteptau momentul crucial să termine cu Mântuitorul, cu Marele Profet, cu orice, dar pentru ei, nu Dumnezeu. Să-L pună pe cruce pentru că le afecta slujbele de la templu și masa de oameni care nu-i mai urmau. Era o problemă Iisus Nazarineanul pentru ei. Erau tâlharii cei doi, unul în stânga și unul în dreapta lui Iisus, care amândoi se uitau la Domnul. La început amândoi îl batjocoreau pe Domnul și ziceau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Dar unul din tâlhari se trezește și spune, nu te temi tu de Dumnezeu, celuilalt coleg. Tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi drept să murim. Dar neprihănitul ăsta, ce rău a făcut? Acolo, în jurul crucii, era mama lui Iisus, Maria. Și nu există mai mare durere pentru o mamă decât să-și vadă copilul suferind. Când noi ne uităm la copiii noștri care sunt bolnavi, suntem mai bolnavi noi decât ei atunci când ei sunt bolnavi. Dar să-ți vezi copilul martirizat, să-ți vezi copilul și să fii martor la copilul care ar fi pus pe cruce sau condamnat la moarte prin executare datorită credinței creștine, cum te-ai simți? Nu există mai mare durere ca durerea de mamă pe pământul acesta. Nu există unitate de măsură pentru durere ca atunci când mama suferă pentru copilul lui. În jurul crucii era și mătușa lui Iisus, după cum spune Biblia, sora mamei lui, și anume Maria, nevasta lui Clopa. Și de asemenea era și Maria Magdalena, sau din Magdal, cea din care Iisus scosese 7 draci. Era în jurul crucii lui Iisus. Și în jurul crucii era și un ucenic. Nu ucenicii, ci un ucenic. Singurul care a rămas fidel, plecat fiind cu capul pe pieptul lui Iisus. Ioan este singurul care are curajul, cel mai tânăr, nu cel mai bătrân, cel mai tânăr dintre ucenici este Ioan. El are curajul să se ducă până lângă crucea lui Iisus, să stea lângă crucea lui Iisus și să aibă cu ucenicii ultimul dialog înainte de moarte, să-l aibă cu ucenicul Ioan Iisus, căruia îi se adresează, fiule, iată mama ta, femeie, în sensul nu de obrăznicie, corect ar fi aici numele de doamnă. Așa cum spunem noi în limba română, avem pronume de politețe și pentru o persoană mai în vârstă folosim dumneata, da? Pronumele de politețe, dumneata. Sau pentru mai multe persoane în vârstă, pronumele de politețe, dumneavoastră.
Așa s-a adresat Iisus mamei lui, cu un pronume de politețe. Nu știu de ce Cornilescu l-a tradus femeie. Probabil că este și acesta și face parte dintr-un sens al politeței, dar pentru a arăta ceva, aici s-ascund un secret. Și acum, ce înțeleg privind la cruce? Când eu privesc înspre cruce, din care categorie de oameni fac parte? A batjocoritorilor? A curioșilor? A scepticilor? A celor care îl iubesc pe Iisus? A celor care nu uită că Hristos le-a făcut bine, cum este Maria Magdalena? A ucenicului care are curaj să meargă cu Iisus până la cruce? Al căror, din care categorie fac parte? Și acum aș vrea să vedem câteva lucruri. Ce înțeleg privind la cruce? Primul lucru, că eu am fost înlocuit. Când Iisus se adresează în versetul 26, versetul 27, Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău, știi ce înseamnă asta? Că în locul meu, ca ucenic, s-a dus el pe cruce. Eu să-l înlocuiesc pe el în lume, ca el să mă poată înlocui pe mine pe cruce. Este asta un mare har? Eu zic că e un foarte mare har. Hristos Dumnezeu, care a venit din înălțime, s-a întrupat ca să mă substituie, să mă înlocuiască. Fiecare de aici trebuia să murim datorită păcatului care a intrat în rasa umană și nimeni nu putea să ne scoată de sub povara păcatului. Nu puteam niciodată deveni sfinți, deveni oameni ai lui Dumnezeu dacă nu venea Iisus. Niciodată n-ar fi existat Biserica Maranata, n-ar fi existat Biserica Pentecostală, n-ar fi existat Biserica Creștină dacă Dumnezeu nu s-ar fi întrupat să vină în mijlocul nostru și să ne înlocuiască în moarte. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos! El a venit ca noi, cei care locuiam în întuneric, să ne transforme din întuneric la lumină și să fim lumină, așa cum am spus, cum a spus în Matei 5, 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe înălțim, nu poate să rămână ascunsă. Prin înlocuirea noastră pe cruce, pe care a făcut-o Domnul, și prin faptul că trebuie să fim în lumea asta să luminăm, suntem la fel cum este luna și soarele. Știți că luna care strălucește noaptea nu are propria lumină? Ci luna primește lumina de la soare. Soarele strălucește peste lună și luna reflectă lumina noaptea. În aceeași manieră, noi nu avem propria lumină. Noi primim lumina de la Hristos, care este soarele neprihănirii. Și noi suntem chemați să luminăm în lumea aceasta plină de întuneric, să transmitem nu lumina noastră, ci lumina Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Bine a spus Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Iisus Hristos, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Nimeni n-ar fi avut acest curaj, această dragoste, ca să facă acest schimb cu un păcătos. Să zică păcătosului, toate păcatele tale, dar nu numai ale tale, ci toate păcatele lumii întregi le iau asupra mea, ca voi să deveniți neprihănirea lui Dumnezeu, să deveniți sfinți. E un mare har, slăvit să fie Dumnezeu. Problema substituirii o găsim încă de la începuturile Bibliei, din cartea Genezei, și vreau doar din cauza timpului un singur exemplu să vă dau. Geneza capitolul 22. În timp ce Dumnezeu îi vorbește lui Avram și îi spune, ia-l pe singurul tău fiu și du-te în țara Moria și adu-l jertfă pe un munte. Ajunge Avram în țara Moria și se urcă pe un munte din țara Moria. Și în timp ce urcă pe munte, la un moment dat copilul se uită la lemne și la foc și se adresează tatălui în felul următor. Iată focul și lemnele, Geneza 22:7.
Iată focul și lemnele, le avem, Tată, dar unde este mielul pentru jertfă? Momentul cel mai crucial, când omul lui Dumnezeu, Avram, n-a avut un răspuns și generația ale Vechiului Testament n-a avut un răspuns pentru un substitut. Dar iată ce răspunde Tatăl tuturor celor credincioși, care se numește Avram. Versetul 8. Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și într-adevăr, că Dumnezeu a purtat de grijă. 1 Timotei 1:15 spune Apostolul Pavel, da, Dumnezeu este răspunsul, El a purtat de grijă. După cum Avram a văzut un berbec acolo încurcat între niște mărăcini și l-a luat și l-a adus jertfă. 1 Timotei 1:15 spune așa Apostolul Pavel, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, slăvit să fie Dumnezeu. Adică Hristos m-a înlocuit pe mine, zice Pavel, care nu meritam să port numele de apostol sau de copil al lui Dumnezeu. M-a înlocuit pe cruce, ca eu să-L înlocuiesc în lume, Dumnezeu să fie slăvit. În al doilea rând, când privesc la cruce, eu realizez că am o nouă identitate. Auzi, îi spune lui Ioan, iată mama ta. Știi ce înseamnă asta? Nu neapărat Maria să devină mama lui, ci e vorba de o schimbare a identității. Și anume, Ioan ia locul lui Iisus ca fiu al Mariei, dacă vreți, omenește să gândim. Asta înseamnă o schimbare a statutului, o schimbare a identității. Păi când eu devin fiul fratelui Cornel, printr-o adopție, mi se schimbă identitatea. Chiar dacă îs fiul lui Filip, dar prin adopție mi se schimbă identitatea. Por numele celui care m-a preluat. Por numele celui care îmi poartă de grijă. Iisus îi spune lui Ioan, iată mama ta. Iar mamei lui îi spune, iată fiul tău. Înțelegeți această substituire? Această adopție? Sau această identitate? Și spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și nu scrie un verb la viitor, un aorist, ci spune și suntem. Acum suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Lăudat să fie Dumnezeu! Cea mai groaznică stare, cea mai dureroasă stare a copiilor din orfelinat nu este că n-au jucării, nu este că n-au mâncare, nu este că n-au haine. Am fost odată, de mai multe ori, dar îmi amintesc prima dată când am fost în orfelinat, am fost șocat. Când am ajuns în orfelinat, copiii ăia au fugit spre noi, s-au aruncat, îmi amintesc unul care mi s-a aruncat în gât și mă strângea tare în brațe și mă întreba, nenea, cine-i tata? Unde-i mama? Cine-s părinții mei? Mi-am dat seama că mai stare, mai groaznică stare, ei n-aveau nevoie nici de jucăriile duse de noi, nici de hăinuțele duse de noi, nici de mâncarea dusă de noi, ci erau oameni în criză de identitate. Cine-i tata? Ce mare har să ai tată și mamă, să poți să spui tată și mamă. Vis-a-vis de acest tablou m-am gândit câți oameni sunt aruncați în orfelinatele acestei lumi, în criză de identitate, fără Dumnezeu în lume. Ce rău să nu-L ai pe Dumnezeu ca tată! Ce rău poate să fie! Isaia 43:1 spune Dumnezeu, te chem pe nume, ești al meu, tu ai identitate, eu te cunosc, știu cine ești. Există oameni pe care Dumnezeu nu vrea să-i cunoască, alege să nu-i cunoască, cu toate că este omniscient, dar faptul că le știe toate lucrurile, nu vrea să-i cunoască pe toți. Și în Matei 7:23 au venit o grămadă de așa ziși, erijându-se în slujitori ai Domnului.
Doamne, Doamne, Matei 7:21, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, ce tragică stare să prorocești, să cânți, să predici, poate să fii în comitet, poate să slujești, nu știu, și să spună în ziua aceea, ești unul în criză de identitate, nu te cunosc, nu știu cine ești. Să ne ferească Dumnezeu de această criză de identitate. S-au apropiat ucenicii și au zis, dracii ne sunt supuși, bolnavii se vindecă. Însă Iisus le spune, nu vă bucurați de faptul că dracii fug din oameni, nici de faptul că bolnavii se vindecă, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Că vă cunoaște Dumnezeu și aveți identitate. Slăvit să fie Dumnezeu! Iar în Apocalipsa 20:15, ni se spune cât de importantă e această identitate dumnezeiască. În Apocalipsa 20:15, ni se spune că niște cărți au fost deschise. Sunt mai multe cărți care le are Dumnezeu. Este cartea judecății faptelor. Cu altă ocazie o să predic despre aceste cărți. Sunt vreo 7 cărți acolo pe care le are Dumnezeu. Și una dintre aceste cărți este cartea vieții. Și spune în Apocalipsa 20:15, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Oricine n-are identitate. Problema cea mai mare care se opune astăzi nu este dacă te cunosc oameni mari din poziții politice sau din poziții sociale. Cea mai mare problemă care trebuie să mi-o pun ca și creștin, mă cunoaște Dumnezeu? Am eu identitate înaintea lui Dumnezeu? Prin moartea lui Iisus de pe cruce, noi am primit identitate să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm cu demnitate de acest nume. Amin. Amin. În al treilea rând, când privesc spre cruce, înțeleg că prin Hristos pot să încep o viață nouă. Că mi se schimbă viața. Că am o viață de responsabilitate. În momentul când i s-a spus, aceasta e mama ta, i s-a trasat o responsabilitate. I s-a trasat o autoritate. Tu trebuie să recunoști autoritatea și în același timp să-ți cunoști responsabilitatea. Nu există creștini irresponsabili. Ăia nu-s creștini. Un creștin care zice, nu mă duc la biserică, că nu mă interesează biserica. Nu citesc Biblia, că nu mă interesează Biblia. Nu cunosc Biblia, că nu mă interesează să o cunosc. Creștini care sunt și trăiesc fără responsabilități, iertați-mă, nu vreau să jignesc, ăia nu-s creștini. Creștini care nu dă un ban la biserică, care nu ajută un sărac în biserică, un frate de-a lui din biserică, care trăiește în indiferență față de fratele lui care o duce greu, ăla nu-i creștin, îi orice altceva. Un creștin adevărat, unul care a umblat la piciorul crucii lui Iisus, unul care a auzit vocea lui Iisus, își asumă responsabilitățile. A fi creștin înseamnă a fi un om responsabil. Nu pot trăi cum trăiește lumea. Nu pot face ce face lumea pentru că am o responsabilitate. Și responsabilitatea mea este să fiu plăcut lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1:9, vorbind despre apostol, zice, am ajuns ca și gunoiul lumii acesteia, lepădați de toți, urâți de toți. Am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. O priveliște suntem. Și în 2 Corinteni 5:17 spune așa de frumos că noi avem o responsabilitate. De ce? Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Nu tata și mama e responsabil neapărat de ce faci tu nascuns. Nu păstorul e responsabil de ceea ce faci tu nascuns. Într-o zi Dumnezeu te va chema la judecată pentru ceea ce ai făcut nascuns. Și nu te-a prins nimeni, nu te-a aflat nimeni, pentru că nu ți-ai achitat responsabilitățile înaintea lui Dumnezeu. De aceea îmi dau seama că prin Hristos, odată ce am primit o viață nouă, sunt responsabil să păstrez această viață nouă.
Au primit o femeie păcătoasă din Luca 7, a primit-o Zacheu din Luca 19, a primit-o Matei Vameșul din Matei 9, a primit-o Apostolul Pavel din Fapte 9 și toți acești au fost responsabili de acolo înainte pentru viața lor spirituală. Ai încheiat legământ cu Domnul prin apa botezului și ai zis că îl vei sluji pe Domnul, ești responsabil de ceea ce ți-ai asumat. Și dacă nu ești responsabil, Dumnezeu te va întreba odată, ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat sau cu ceea ce ai promis? Și în al patrulea rând, când privesc la cruce, îmi dau seama cât de mult sunt iubit de Dumnezeu. Uitați-vă, Iisus nu se gândește la suferințele Lui pe cruce. El ascultă rugăciunea tâlharului, vede lacrima mamei, vede dorința și supărarea ucenicului, vede tot ce se întâmplă, aude și batjocurile, aude tot. Pentru fiecare Iisus are un răspuns, pentru batjocoritori are o rugăciune, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru cei care plâng la piciorul crucii are un cuvânt de mângâiere și pentru Ioan are un cuvânt de iubire. Își dă seama Ioan, nu degeaba se numește apostolul iubirii, cât de mult m-a iubit Iisus. Stând la piciorul crucii, nu degeaba apostolul Ioan este singurul care scrie în Evanghelia sa versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acolo, la piciorul crucii, a înțeles Iisus, a înțeles Ioan, cât de mult m-a iubit Dumnezeu. Cât de mult ne iubește Dumnezeu. Și ce frumos scrie, în momentul când ostașii romani au înmuiat acel burete în oțet, care conținea anestezie, oțetul era anestezic pentru crucificați. Când l-a dus la gură, n-a vrut să-l bea. N-a vrut să-l ia, pentru că a vrut să simtă toată durerea pentru mine și pentru tine, pentru că ne-a iubit. Și ne-a iubit nu până a leșinat, ci ne-a iubit până și-a dat viața, până a murit. Spune că apoi a plecat capul și-a dat duhul, dar înainte a spus, s-a isprăvit. Adică am terminat, am arătat tot ce puteam să arăt lumii. Am arătat toată dragostea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este expresia de dragostea lui Dumnezeu. Dacă te simți neiubit de părinți, de frați, te simți neiubit de comunitate, aș vrea să simți căldura dragostei lui în această dimineață. Că nu există mai mare dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Iubirea lui l-a făcut pe Iisus să se plece la picioarele ucenicilor și să înceapă cu cel mai bătrân, cu Petru, să-i spele picioarele, iar Petru realizează în seara cinei că nu-i vrednic ca Mântuitorul să-i spele picioarele. Dar acolo spune ceva în versetul 1. Și fiindcă Iisus i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Oare care o fi capătul acestei iubiri? Că nu se vede capătul oricât mă uit. Nu pot înțelege dragostea lui Dumnezeu niciodată. Dumnezeu să se coboare la creatura pe care El a făcut-o și să-i spele picioarele. Explicați-mi dacă puteți înțelege această dragoste nemăsurată a lui Dumnezeu. Cât de mult ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu? Te întreb, tu-L iubești pe Iisus? Cine are poruncile mele, a spus Iisus, Ioan 14:21, și păzește poruncile mele, acela mă iubește. Și ascultă în continuare, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Ce fain! Și mai fain urmează. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Când ai văzut pe Iisus vreodată într-un vis sau o vedenie? Semnul iubirii este păzirea poruncilor. Și semn că El acceptă iubirea este revelația, faptul că se arată. Dumnezeu să facă Bisericii Maranata parte de astfel de revelații. Aici vreau să mă opresc. Ce înțeleg privind la cruce? Că eu am fost înlocuit. Că nimeni nu m-a înlocuit decât El, Iisus. Ca să am viață, El a murit. Ca să fiu sfânt, El a luat păcatele mele. Ca să fiu în cer cu Dumnezeu,
s-a coborât din cer, a venit, s-a întrupat și mi-a dat viață, lăudat să fie Dumnezeu. În al doilea rând, am o nouă identitate. Înainte eram un păcătos, eram păcătoși și eram pierduți. Dar prin Hristos am obținut o nouă identitate. Din fii ai întunericului, El ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Înțeleg privind la cruce că prin Hristos pot să încep o viață nouă. Că mi-a dat șansa unui nou început. Dacă până atunci, o perioadă din viață, am făcut rele, am făcut năzbâtii, am făcut lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, a existat o zi când Hristos mi-a tăiat calea și mi-a schimbat întreg itinerarul vieții. Mi-a dat o viață nouă, sunt responsabil de felul cum trăiesc. Nu El, nici îngerii, nici heruvimii, nici arhanghelii, nici părinții, nici clerul bisericesc, nu-i nimeni responsabil, ci eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu și într-o zi tu ești și noi vom da socoteală înaintea Lui. Și în al patrulea rând, privind la cruce, pot să văd iubirea lui Dumnezeu. O iubire neînțeleasă, dar care o primesc, care o accept și mă simt atras de ea ca în fiecare, în fiecare zi să-i slujesc Lui. Dumnezeu să fie slăvit. Asta înseamnă cruce. Nu neapărat instrumentul de tortură, ci când privesc pe cruce, îl văd pe Cel ce a murit pe cruce, că El dă valoare crucii. Și fără El, cum se spunea în poezie, suntem morți. Fără El n-avem niciun sens. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Datorită Lui avem cina Domnului astăzi, pe care va trebui să o luăm cu responsabilitate, cercetându-ne fiecare într-un mod personal, ca să nu ne facem vinovați de moartea, de jertfa lui Hristos. Duhul Domnului să ne cerceteze în momentele care urmează. Vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să intrăm într-o rugăciune de mărturisire. Rog frații slujitori să ne adunăm în jurul mesei și în timp ce facem această rugăciune să-L rugăm pe Domnul să ne spele, să ne curățească, să ne sfințească El ca să nu ne facem vinovați de trupul și de sângele Domnului, de jertfa lui Iisus Hristos. Cu toată biserica intrăm în rugăciune.